Salutare bubuiți, eu sunt Antidot, iar în acest videoclip vom vorbi despre top 5 cele mai rare skinuri de Halloween. În trecut am mai făcut un astfel de top pe canal, însă era vorba despre top 5 sau 10 cele mai rare skin din Fortnite, dar în videoclipul de astăzi vom vorbi strict despre skinurile de Halloween, adică top 5 cele mai rare skinuri de Halloween. Având în vedere că Halloween-ul se apropie, adică va apărea foarte curând în Fortnite, vreau să vă spun că dacă unul dintre aceste skinuri sau skinurile acestea vor apărea din nou pe item shop, bineînțeles că topul acesta nu va mai fi adevărat sau, mai bine spus, nu va mai corespunde. Și da, tehnic vorbind, va trebui să fac din nou acest top, pentru că va fi cu totul altul. Pe locul cu numărul 5 se află skinul Bunny Moon, care este un skin de iepuraș, un fel de iepuraș de Halloween, adică mai întunecat. Skinul acesta este în versiunea feminină, nu știu dacă există și un skin care este în versiunea masculină, dar s-ar putea să apară. Prima dată când skinul acesta a fost văzut pe item shop a fost anul trecut, pe 27 octombrie, adică 27 octombrie 2018, iar skinul este un skin raritatea uncommon, adică verde. Ultima dată când skinul acesta a fost văzut pe item shop a fost acum 355 de zile, însă este posibil ca anul acesta să se întoarcă pe item shop din nou. Pe locul cu numărul 4 se află un skin care se numește Brainiac și din câte vedeți este un skin în versiunea masculină. Pentru cei care se întreabă, skinul acesta nu are o versiune feminină, vă garantez, versiunea lui feminină nu este Gold Trooper, iar acest lucru este un lucru confirmat, deoarece pe Fortnite, mai bine spus în item shop, va apărea un skin de Gold Trooper masculin. Deci skinul acesta Brainiac, de pe locul cu numărul 4, nu are momentan o versiune feminină și nu este nici Gold Trooper. Însă este foarte posibil ca anul acesta să se întoarcă pe item shop împreună cu versiunea feminină a lui. Prima dată când skinul acesta a apărut în item shop a fost pe 25 octombrie, adică 25 octombrie 2018 și este vorba despre un skin de zombie în raritatea uncommon, adică verde. Ultima dată când skinul acesta a fost văzut pe item shop a fost acum 353 de zile. Pe locul cu numărul 3 se află skinul care se numește Skull Ranger. Este vorba despre un skin în versiunea feminină de schelete, dar precum știți și din câte puteți observa, skinul acesta este versiunea feminină a skinului Skull Trooper. Prima dată când acest skin a apărut pe item shop a fost pe 1 noiembrie. Bineînțeles, pe 1 noiembrie 2018. Precum v-am spus și mai înainte, skinul acesta este versiunea feminină a skinului Skull Trooper și bineînțeles că face parte din setul lui care se numește Skull Squad Set. Ultima dată când acest skin a fost văzut în item shop a fost acum 355 de zile. Pe locul cu numărul 2 se află surprinzător skinul Skull Trooper, care este mai exact versiunea masculină a skinului Skull Ranger, de pe locul 3. Bineînțeles că skinul acesta face parte din același set ca și Skull Ranger, adică din Skull Squad Set, însă skinul acesta nu a apărut pentru prima dată anul trecut, adică pe 1 noiembrie, ci a apărut în sezonul 1. Deci până anul trecut, când a apărut din nou pe item shop, skinul acesta era OG. Dar tehnic vorbind, putem spune că skinul acesta a rămas OG, deoarece cei de la Fortnite au pus o customizare OG, adică cea MOV, pentru cei care l-au luat în sezonul 1. Iar jucătorii care au cumpărat acest skin anul trecut nu au primit acea customizare. Deci tehnic vorbind, skinul acesta a rămas OG datorită acelei customizări MOV. Bineînțeles, nu skinul în sine, ci doar acea customizare. Iar ultima dată când acest skin a fost văzut în item shop a fost acum 355 de zile. Iar pe mult așteptatul loc întâi, bineînțeles, nu este o surpriză, însă se află skinul Gold Trooper. Deci da, se pare că Gold Trooper, care este un skin feminin de zombie, a devenit cel mai rar skin de Halloween din Fortnite. Bineînțeles, datorită faptului că el nu s-a întors în item shop anul trecut, dar este foarte posibil ca anul acesta să se întoarcă în item shop. Prima dată când acest skin a apărut în item shop a fost în sezonul 1 de Halloween împreună cu Skull Trooper. Iar ultima dată când a fost văzut în item shop a fost acum 692 de zile. Însă să sperăm că se va întoarce anul acesta din nou în item shop împreună cu o versiune masculină. Pentru cei care nu știați, skinul acesta este în raritatea Epic, adică MOV. Și nu, Brainiac nu este versiunea ei masculină. Dar da, băbăiți, cam acestea au fost toate informațiile pentru acest videoclip și cam acesta a fost acest top. În secțiunea de comentarii îmi puteți spune părerea voastră despre acest top, iar tot în secțiunea de comentarii îmi puteți spune despre ce ați mai vrea să mai vedeți un top, adică îmi puteți da și idei. Dar dacă ți-a plăcut sau dacă te-a ajutat acest videoclip, nu uita să spargi butonul de like. Pentru mai mult conținut cu Fortnite, nu uita să te abonezi și să activezi notificările de pe clopoțel. Și până data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă! Dacă ți-a plăcut acest videoclip și vrei să continui sau dacă vrei să mă susții, nu uita să folosești codul ANT1R la Suportă Creator pe Item Shop.